zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. Bun găsit la această nouă emisiune Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vom descoperi ce mai fac căucii din România. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, și el căuci și eu căuci. Și un invitat care vă va surprinde. Vom descoperi împreună ce legătură există între coaching și sport. Are 28 de ani și de dimineața până seara alargă de la o sală de sport la alta. Cornel Moca este antrenor și nutriționist, adică vă învață cum să vă mișcați și cum să mâncați. Pare simplu, dar știm cu toții că nu este așa. Pentru Cornel, aventura a început la 14 ani cu o dramă. S-a îmbolnăvit de ulcer, a slăbit până a ajuns ca oașchie, iar apoi așchia și-a încovoiat spatele din cauza durerii fără măsură. Abia când a văzut iadul, a început să scoată capul la lumină, prin sport, printr-un program alimentar și prin educația corpului și a minții. Astăzi îi învață pe alții cum să-și reinventeze corpul și mintea, adică face coaching. Cornel, bun venit la emisiunea noastră. Eu vă mărturisesc de la început că multă vreme nu mi-au plăcut sălile de sport. Adică nu înțelegeam de ce atâta lume se duce să-și piardă vremea trăgând de niște fiare. Ce spuneți oamenilor care gândesc așa? Da, e foarte, foarte interesant pentru că și eu mă întâlnesc foarte des cu această zicală. Mulți vin la sală și spun, mi se pare o prostie, să ridic două greutăți și asta să-mi schimbe viața. Sunt foarte mulți oameni care vin cu moralul la pământ din cauza unor probleme de sănătate sau marginalizării, din cauza faptului că oamenii renunță foarte ușor acum. Etichetele pe care le pun cei din media, trebuie să fii slab, trebuie să intri în forma asta ca să fii plăcut. Și atunci, psihic, oamenii nu vin foarte ok la sală. Am avut așa un flash, o imagine când vorbeați despre aceste lucruri. Cristian Nicolae, nu ai senzația când te plimbi pur și simplu pe stradă în București sau în România, așa, în general? Mi se pare că vedem o mare cantitate de oameni triști, abătuți, încovoiați. Îi vedem fizic. Suntem ca niște virgule pe stradă, ca mai dreptate. Exact. Cornel Moca, ce faceți cu acești oameni? Cu acești oameni, în primul rând, le zâmbesc mult când vin oamenii foarte triști din cauza unor probleme de sănătate al jobului și sedentarismului, vin cu probleme de postură, probleme la nivelul coloanei vertebrale în special, și atunci au nevoie de ajutor. Ei cred că mersul la sală înseamnă doar exercițiu fizic. Merg la medic. Ce face medicul? Mă doare abdomenul sau mă doare brațul. Uite, ia tratamentul ăsta, ia asta. Medicii de multe ori tratează niște simptome și nu cauze. Păcând noi, trainerii, noi știm să luăm clientul de la zero. Îl analizăm. Facem o analiză posturală. Îi facem un test de mobilitate, o cântărire. Și în cel mai special lucru pe care îl putem face, îl ascultăm, ceea ce nu fac alții. Și ideea e că mie chiar îmi place să ascult oamenii. Asta, fac asta de peste 9 ani, lucrez în domeniu și e fenomenal câte informații am putut să acumulez și la câte probleme am luat parte, ca să zic așa. Cornel, când omul merge la un coach, o face pentru că vrea să schimbe ceva în viața lui sau schimbarea a dat cu buldozerul peste el și nu mai știe ce și cum să facă. Da. De ce vin oamenii la dumneavoastră? Ce vă spun și ce le spuneți? Le spun cum funcționează organismul și totodată sunt atent la reacțiile lor, la felul cum, la mimica feții și la felul cum vorbesc. Oamenii nu-și cunosc organismul. Deci din ce înțeleg, noastră, aveți o componentă importantă de educație în absolut, ceea ce lucrați. Absolut, permanent, niciodată continuu. Nu o să-i spun unui client, uite, mută greutatea asta, ci de ce trebuie să o muți. Și atunci omul ia atitudine, cel care vrea, cel care nu vrea, avem mai mult de muncă noi, trainerii. Iar dacă nici așa nu funcționează, înseamnă că omul acela nu-și dorește schimbarea. Exact. Toate pleacă de la dorința, dacă eu nu vreau ceva, nu se întâmplă acel ceva. Exact, și eu niciodată nu i-am spus unui client, fă asta. Nu. Uite ce trebuie să facem. Sunt onest cu tine. Mirel, o chestie extraordinară. De câte ori ai fost la un stomatolog și nu ți-a explicat ce îți sapă, îți buldozerește prin gură? Da, cunoaștem toți aceste senzații. Exact. E, un stomatolog care începe și se explică ce urmează să facă, de ce îți face, ai o altfel de percepție. Liniște, de percepție vis-a-vis de ce se întâmplă. Și ceea ce spuneți dumneavoastră acum mi se pare perfect valid. Exact.
Dar uitându-mă în jur la ceea ce se întâmplă și la calitatea oamenilor din acest domeniu, al sportului și al fitness-ului, rămân dezamăgit. Sunt foarte puțini care știu să facă această meserie, știu să asculte clientul. Până la urmă, cum ziceam, e primordial, dacă pe un client îl doare ceva, noi trebuie să ținem minte, data viitoare îl întrebăm, te mai doare umărul? Hai să schimbăm asta. Și atunci clientul, wow, ăsta chiar îi pasă de mine. Și pe lângă asta, uite, încă un exemplu, am avut clienți pe care i-am antrenat ani de zile la rând. Oamenii știau la fel de bine ca mine aproape, au învățat, vorbind, cum vorbești cu voi, ei înțeleg de ce trebuie să facă. Pentru că le dau informația simplificată. Și ei o asimilează foarte ușor și simt pe ei, pentru că le corectez postura, le corectez și spun, wow, chiar funcționează. Și dacă nu văd ei asta, pentru că au o frică de oglindă sau diverse motive, o văd cei din jur și le spun, wow, ce s-a întâmplat cu tine? Păi uite, mă simt mai bine și lucrul ăsta e fenomenal. Atunci câștigă și încrederea în ei înșiși. Spuneți destul de des apropo de zâmbet, ceea ce este remarcabil. E povestea numai că eliminăm durerea și atunci pot să zâmbesc, sau are și o legătură psihologică? Are o legătură mare între psihologică. Între minte și corp. E o legătură mare psihologică, pentru că dacă mă uit la acest pahar, pot spune că e doar un pahar, dar dacă eu îmi fac o imagine frumoasă a lui, pot zâmbi chiar. Deci e o atitudine a minții pe care ne-o adoptăm. Care e problema omului bolnav? Are o singură dorință, să fie bine, să fie sănătos. Din nou. Din nou, da. Nu pot să spun că am fost dintotdeauna foarte sănătos. Am avut mici probleme de sănătate, gastrite, colite, de mic copil. Dar la 14 ani a fost un șoc pentru mine. Și timp de 2 ani de zile am fost foarte slab. Aveam un metru, peste 1,70 m și puțin și 50 și puțin de kilograme, ceea ce era, sincer, la școală, toți se uitau la mine ca la o așcheuță. Și am fost ușor marginalizat, pentru că omul își face o idee în funcție de imagine. Și asta societatea noastră cam așa funcționează, ce exact. Din păcate, aparențele sunt importante. Eu niciodată n-am pus preț pe acest aspect. Întotdeauna am văzut dincolo de înfățișare, pentru că aparențele întotdeauna ne vor înșela. Exact cum a fost și în cazul meu. V-am zis, tot timpul la sală mi se spune, Cornel, ești foarte energic, foarte fericit. Hai să o luăm logic. Lucrez undeva la 12, uneori chiar 14 ore de dimineață până seara. Cât de energic aș putea fi? Abia am timp să mănânc. Dar fericirea constă în fericirea altora. Cu cât fac mai mulți oameni fericiți, cu cât aduc mai mulți oameni pe linia de plutire și un echilibru mental și fizic, eu sunt mulțumit. Și asta mă face fericit într-adevăr, pentru că iau parte la schimbarea unor destine și schimbarea unor oameni în bine. Nu le dau medicamente, cum fac medicii. Bine, unele probleme trebuie tratate, dar sunt probleme micuțe cu care îmi vin clienți și spun, iau medicamentul ăsta, 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 ăsta. Îmi pun mâinile în cap. Dar nu ai nimic, ești perfect sănătos. E o chestie de marketing de multe ori. Și o chestie mentală. Cu cât ne impunem ceva, cu atât mai mult credem acel ceva. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Cornel, aș insista puțin asupra acestui moment dificil din viața dumneavoastră, boala aceasta complicată, ulcerul, da, la vârsta de 14 ani. Și o fac pentru că eu însumi am suferit de această boală la aceeași vârstă și știu cât de groaznic e să trăiești așa ceva. Cum ați făcut să ieșiți din iadul ăsta? Știți, în coaching noi spunem că o criză este în primul rând, de fapt, o oportunitate pentru a evolua și a învăța ceva profund despre noi înșine. Dumneavoastră, ce ați învățat din crizele de ulcer? Am învățat foarte multe lucruri. În primul rând, am învățat să apreciez sănătatea, viața și oamenii dragi din jur, pentru că am avut un moment foarte neplăcut, aș spune, eram la un moment dat singur acasă, dureri groaznice și tot îmi venea o senzație să vărs și atunci când am făcut-o, am găsit cheaguri de sânge, fiind mic, nu știam ce sunt, avea textura ficatului, aș spune. Și efectiv am crezut în momentul ăla că mi s-a întâmplat ceva tragic și că efectiv voi muri. În momentul ăla a fost un moment de liniște interioară maximă.
Nu am făcut altceva decât să mă întind în pat. E, și din momentul ăla, timp de 5 minute, dacă nu mai bine, nu m-a durut absolut nimic. Și efectiv am avut o stare de pace interioară și acceptare. A fost fenomenal. Deci momentul acela a fost foarte puternic în viața mea, ceea ce m-a dus să înțeleg anumite lucruri. Pentru că asta e foarte important, acceptarea și să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri și ce învățăm din ele. Corpul nostru e foarte inteligent, dacă noi nu suntem, ne spune nu, îi dăm ceva să mănânce, ah, mă doare stomacul, mă doare acolo, mă doare dincolo. Deci nu, dacă suntem atenți la ceea ce ne transmite, vom face progrese, fără să vrem. Așa, dacă ne situăm pe un plan mai filozofic, ar trebui să fim până la urmă recunoscători crizelor prin care trecem. Absolut. Ele sunt de multe ori cheia pentru o nouă viață, nu? Absolut, da, pentru a renaște. Pentru că atunci când ni se întâmplă ceva, eu mereu am crezut și voi crede că se întâmplă cu un scop și nimic nu e întâmplător. Iar oamenii cărora li se întâmplă lucruri, cum spun alții, rele sau... vorbim de cele de sănătate în special, care sunt foarte grave de multe ori, și oamenii care le depășesc sunt mai puternici. Fizic? Nu. Psihic, da. Pentru că avem persoane care fizic sunt mai puternice din punct de vedere atletic sau etc. Și avem persoane care nu vin cu o genetică bună sau cu o formă sportivă bună, dar au un psihic mai puternic. Și cele persoane fac mai mult, atât prin sport cât și în viața reală. Știu să depășeze și să gestioneze anumite momente și probleme, pentru că au o capacitate mentală mai puternică de a duce la bun sfârșit o zonă a problemei, în timp ce ceilalți, cum sunt unii clienți, se plâng înainte să-i doară. E ca și cum aș duce pe un stadion să alerg, văd pista și spun, ah, ce mă doare în stânga. Deja. Da, preventiv. Asta e. O chestie foarte interesantă. Am niște probleme cu spatele și m-am urmat un tratament fizioterapeutic, kinetoterapeutic și mă întâlneam ieri cu un prieten care nu mai auzit de vreo jumătate de an. Da. Și mă spune, bă, Cristi, ce ai făcut? Că ai altă postură. Eu aveam umerii destul de adunați, mă durea zona cervicală foarte tare. Da. Și zic, uite, am făcut fizioterapie, kinetoterapie, dar și vorbești mai plin de încredere, dar ești mai radios așa. Deci toate lucrurile se reflectă, sănătatea corpului nostru, în modul în care gândim, absolut, exact ce spuneți, se reflectă. Postura, ce spuneați la postura, început, e colosal de importantă. Exact, e ca și cum am luat acum, nu știu, să spun, o cămilă, da, și ne uităm la ea și am luat un leu. Și l-am privit. Postura ține și de atitudine. Absolut. Pentru că, vedeți, ideea în sine, omul ar trebui, noi, energia interioară ar trebui să ne conducă corpul. Dar de multe ori, corpul ne conduce. Vedem posturi care, efectiv, sunt târâte, ca să zic așa, pe stradă, într-un mers haotic, cu o postură deficitară și fără niciun fel de atitudine. Acei oameni chiar nu au o atitudine foarte bună sau nu sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu organismul lor. Și vedem oameni care intră mai întâi cu pieptul în față și sigur pe ei, pentru că sunt conștienți de ceea ce se întâmplă și sunt conștienți de posibilitățile lor și de sănătatea fizică și psihică. Dreptat. În programele pe care le mai facem prin organizații și nu numai, există un moment în care îi invităm să gândească la următorul aspect. Când vreodată, da, când ați avut o postură de virgulă, târâtă, cum spuneți dumneavoastră, v-ați simțit plin de încredere, puternici și ați simțit că puteți să faceți absolut orice pe lumea asta? Și când vreodată, dintr-o postură țanțoșă, așa de ce să zic, de ghiocel ridicat așa, ați simțit că sunteți în o jale de om și sunteți într-o perioadă de viață dramatică. Postura reflectă absolut starea interioară. Starea interioară, da. Deci n-ai cum să faci pe cineva să fie total încrezător când e ca o acoladă. Zi-mi tu altceva. Am zis virgulă, am zis acoladă. Dar târâtă sună bine. Da, păi ca să nu zicem de zombie. De zombie, da. Da, e de luat în calcul acest aspect, pentru că
cei din domeniul meu nu sunt atenți la micile detalii care de fapt au o importanță majoră în a scoate omul din acel impas, atât psihic cât și fizic, că până la urmă totul nu ține doar de exercițiu fizic, ci mai întâi de psihic. Ce îl îndeamnă pe om să calce într-o sală? Ce spuneți? Sănătate sau siluetă conform standardelor societății? Nu se gândește în primul rând la un organism, ci psihic să se simtă bine. Deci, întâi și antrenează psihicul și apoi fizicul, pentru că totul se resimte în organism și e transmis creierului. Deci, totul pleacă de acolo, nici de cum, de la ridic o greutate, wow, sunt wow. Nu, totul se transmite către psihic. Trebuie să recunoașteți totuși că sunt mulți care se duc la sălile de sport, tocmai pentru acele pătrățele de care vorbeam Mirela la începutul emisiunii, pentru a primi recunoaștere, știți? Da. Nu e din interior. Nu mă simt bine cum sunt pentru că știu că sunt așa, ci îmi trebuie o recunoaștere din exterior. Exact, exact. Mulți trebuie să recunoaștem că mulți se duc în aceste săli pentru asta. Undeva la 60-70% ca procentaj, spune. Deci considerabil. Da. Și majoritatea fac antrenamente după internet, diverse programe. Fără trainer personal. Fără trainer personal, pentru că, cum ziceam, sunt puțini oameni care au înțeles de ce trebuie antrenor personal, de ce. Și majoritatea cred că, nu, trainerii doar te ajută să faci câteva exerciții pe care eu probabil le fac mai bine decât el. Și de aici conceptul de nu trainerilor. Dar da, pare de multe ori un moft așa pentru exact, multă lume, da. Să ai un antrenor personal. Da, sună bine, statut social, chestii. Exact, pe mine m-au ajutat și problemele din trecut pe care le-am avut și, cum ziceam, mi-a plăcut să-i ajut și îmi va face mereu plăcere pentru că, până la urmă, iar revin la fericire și partea frumoasă a vieții. Revine din faptul că îi ajuți pe alții. Că dacă ne-am luat singuri și ne-am luat și ne-am aruncat pe o insulă pustie, sigur am fi fericiți. Cu cine? Cu copacul? Nu. Asta e. Ajutându-i pe alții, ne vom ajuta pe noi. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Cornel, există pe piață din ce în ce mai multe oferte făcute de tot felul de antrenori de sport. Am să vă întreb așa, mai abrupt. Există șarlatani în profesia dumneavoastră și cum se recunoaște, cum să ne ferim de ei? Foarte mulți, da. În primul rând îi găsim pe internet. Sunt unii chiar foarte buni în a-și promova serviciile, mai puțin bune, recunosc. Și oamenii care nu cunosc, deci oamenii care doar se uită la imaginea persoanei pe care o are, probabil va căuta pe internet. Pur și simplu, antrenor personal și pe primul care îl va găsi, probabil îl va contacta. De ce? Pentru că e cel mai cunoscut, cu ghilimele de rigoare. Dar, cum ziceam, sunt unii foarte buni în a-și promova serviciile și vând iluzii. Și mai sunt alte persoane care, într-adevăr, ajută, dar pe cale medicamentoasă sau interzisă. Ceea ce duce organismul persoanei într-un colaps, aș spune. Da, într-adevăr, îl ajută să slăbească sau să ia rezultate ca și masă musculară foarte rapid, dar ce achiziționăm rapid, pierdem rapid. Iar acest, ceea ce duce la dezechilibru, poate afecta pe viitor sănătatea clientului sau persoanei respective despre care vorbeam. Am văzut că în București și nu numai apar din ce în ce mai multe săli de sport, unele sunt destul de accesibile pentru bugetul unui român, altele sunt destul de scumpe și mai există și săli cu prețuri, aș zice, astronomice pentru buzunarul unui om cu salariu mediu în România. Este prețul o garanție a calității? Adică cu cât dau mai mult, cu atât am mai multă calitate? Mulți așa gândesc. Nu neapărat. Totul ține și de marketing, iar revenim la marketing. Cu cât are mai multă publicitate sala, cu atât poate crește prețul. Dar asta nu înseamnă că vor crește și calitatea serviciilor. Aici e o problemă, pentru că oamenii care nu cunosc, de multe ori se duc acolo unde e mai scump, că e mai bun. Ceea ce de multe ori nu e chiar așa, dar există posibilitatea să fie ceva mai bun decât la sălile cu mult sub prețul celor medii, ca să spun așa. Dar calitatea serviciilor sunt constatate de client. Și e un principiu foarte simplu. Mă doare?
sau nu mă mai doare. Deci, un client care se duce la un antrenament și pleacă cu dureri, în loc să îi treacă durerile cu care a venit, sau cel puțin să îi se amelioreze, atunci e o problemă și omul ar trebui să fie foarte conștient. Atunci când se antrenează, ce fac, de ce fac? Că de multe ori observ clienții care vin și tu spune-mi ce să fac și eu fac și sunt absenți. E, și aici mai aș vrea să menționez ceva, atunci când am clienții absenți, ei pleacă. Deci efectiv, fizic sunt acolo, psihic nu sunt. Și ca să-i aduc înapoi, vin cu exerciții ce le captează atenția. Exerciții funcționale care nu le permite să se ducă unde vor ei, ci să rămână cu mine în sală. Pentru că dacă nu sunt cu mine în sală și fizic și psihic, ei nu vor putea executa și atunci îmi dau seama și atrag atenția pe mai multe laturi. Respirații, execuție corectă, schimbare de planuri, de axe. Și atunci ei nu au cum să fie absenți, ba chiar și prezenția abia le execută. Dar simplul dialog ajută să-i aduceți, să-i implicați în ceea ce fac? Simplul dialog. Da, da. Pentru că omul întotdeauna, ne ducem la doctor, vrem să auzim ceva, că suntem sănătoși, nu? Sau că problema noastră e pe cale să fie vindecată. Ne ducem la un trainer, cum ar fi de fitness. Avem o speranță, ne ducem acolo să obținem ceva. Avem probleme cu coloana vertebrală, vrem să ne întâlnim mușchii paravertebrali și să ne corectăm postura. Avem speranța asta pentru că am pășit în sală cu un scop, să fac acel ceva. Și atunci, o simplă conversație, dacă e la subiect, reală și onestă, onestă în primul rând, omul ăla sigur va rămâne acolo să lucreze, pentru că cu cât știi și cu cât vede că știi, te învârți în jurul lui și spui, te uiți la el 3D și spui, uite, ai asta, asta, asta și asta, trebuie să facem asta, așa, rămâne șocat. Cum? N-am știut asta, nu mi-a zis nici medicul, am fost la medici de top și nu mi-au spus că am asta. Cum ți-ai dat seama? Păi, din lucruri simple, mă uit la tine, ei nu s-au uitat la tine, te-au pus la un aparat care te-a testat aparatul. Am mai auzit afirmații de genul ăsta în lumea medicală. De exemplu, atunci când se stabilește diagnosticul, faptul că medici bătrâni, dar de excepție, spuneau, domne, noi am fost cât de cât învățați să punem întrebări, să extragem de la pacient cât mai multe informații pentru a-l diagnostica foarte corect. Pe când acum, tot acești medici mai în vârstă spuneau că, datorită vitezei, gradului de încărcare uriaș din sistemul medical, aparatul, cum spuneți dumneavoastră, i-a dat informația și asta a fost tot. Dialogul a dispărut aproape în zona asta de anamneză, cum se spune în medicină. Exact. E și la noi și la noi în fine tot anamneză se numește. Da. Da. Ideea e că am fost la medic acum ceva timp, nici nu s-a uitat la mine la anamneza medicală. Efectiv, m-a întrebat să uita în hârtii și atât. Am simțit acel perete. E, asta e problema. Că trebuie să dăm la o parte acel perete. Lipsa de dialog aduce, creează perete. Exact, perdeaua n-ar trebui să existe. Tocmai de aceea vorbesc și comunic uitându-mă în ochii clientului și îmi dau seama atunci exact unde se află, chiar pe mulți văd când vin aproape lăcrimând și de multe ori chiar mi se rupe sufletul și vreau să ajut omul ăla. Deci înțeleg că și simpla observație este esențială. Absolut. Pentru că deja Mirela am colectat, după cum se zice, mai multe elemente comune cu coaching-ul. Foarte multe elemente comune. Și ascultare, și tăcere, și obiectiv, și observație, pur și simplu. Simplă observație. Și dialog înainte de toate. Iar în timpul antrenamentului nu trebuie să scăpați din priviri. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Cornelia, ți-ai pomenit din nou de un cuvânt așa puțin mai tehnic, nutriție. Eu când dau cuvântul nutriționist, mi se pare ceva magic, dar și cumva impenetrabil. Adică înțeleg că e vorba de cum mănânci și ce mănânci, dar nu am o imagine clară asupra acestei meserii. Ce face de fapt un nutriționist? Un nutriționist, în primul rând, revenim la prima idee, ascultă. Un client când vine, spune, uite, vreau să slăbesc, vreau să fac să depun masă musculară sau diverse motive pe care și obiective pe care le are. E, atunci când îmi vine în primul rând, o ascult pe clientă sau pe client îl ascult și văd la fel, exact ca la fitness. Ce se ascunde în spatele acelui obiectiv? De ce natură este?
Și de multe ori găsim mâncatul emoțional, care e un factor foarte periculos în societatea de astăzi. Pentru că, acum să fim serios, să-i spunem unei femei că e plinuță, sigur nu se va duce să alerge, ci din contră se va duce la frigider și va mânca mai mult, să demonstreze că... De supărare. De supărare că poate mânca. De două ori mai mult chiar. Sau și... un bărbat, nu neapărat. Uitați-vă la mine, să mai dă doloță așa. Da. E, și aici intervine iar la fel comunicarea. De ce? Și la fel explic cum funcționează organismul uman. Și omul iar la fel rămâne fascinat. Cum? Nutrienții aceștia mă ajută pe mine în depresie? Adică o să mă simt mai bine? Da, adică... Biochimia organismului există, e esențială și de necontestat. Fenomenală, e fenomenală. Aveam persoane care îmi veneau tot timpul obosite și din cazul ăsta era și deprimate. Nu pot dormi noaptea, dar ce am? Dar cred că mi-am făcut analize, am probleme de sănătate. Și am spus, doamnă, nu mâncați. Potrivit, nu dați corespunzător. Chiar nu mânca acea persoană, deloc. Se înfometa și din contră se îngrășea. Și i-am făcut un plan alimentar. Și a început efectiv să înflorească la propriu. Cornel, mă simt mai energică, era mai luminoasă, era mai vesel, zâmbea tot timpul, avea energie, îmi povestea că poate urca 4 etaje fără să mai gâfie. Am rămas și șocat. Și toate astea după 4 săptămâni. Și ce a făcut? Și-a schimbat stilul de viață. Pentru că una e să-i spui omului, fă asta, și una e să-l ajuți, să-l iei de mână și să parcurgi cu el etapele. Că sunt, vorbeam de nutriționiști care la fel, vând niște servicii. Te duci la ei la cabinet sau online, îți trimit niște fișiere și au dispărut. Efectiv au dispărut. Descurcă-te, ne vedem la sfârșitul lunii. Diferența pe care o văd, mă umflă și râs, e una e să-l acompaniezi pe un om pe un drum și alta e să-l îmbrâncești pe om pe un drum. Exact, exact. Și eu întotdeauna le-am spus, voi fi alături de dumneavoastră. Tot timpul ăsta voi fi alături. Aveți o problemă, îmi trimiteți un mesaj, un mail. Nu răspund acum. Cu prima ocazie când mă eliberez, sigur voi răspunde și voi veni cu un mesaj pertinent la problema pe care o avem. Dacă e o problemă, de multe ori e o panică. Dacă am mâncat o ciocolată, am compromis dieta sau vine ziua mea, ce mă fac? Pot bea un pahar de vin și mânca un grătarel? Adică da, întotdeauna... Cu cât îi spunem organismului nu face asta, organismul o va face. Pentru că e vorba de psihic. Nu comandăm organismului, ci creierul. Dar noi credem că organismului. Dar cu cât spunem, dăm libertate, nu vom vrea libertatea. Asta e ideea. Dacă eu acum îi spun cuiva, uite, nu face asta, ei crede-mă că va face asta. De ce? Pentru că va fi tentat să facă asta. Dacă îi spui, fă-o, dar uite pericolele. E veșnica atunci... poveste cu elefantul roz. Nu te gândi la elefantul roz. I-ai spus copilului și atunci o să viseze că el nu are noțiunea de nu. Exact. Și atunci el înregistrează doar acțiunea. Deci nu te gândi la elefantul roz. Exact. Mereu am fost întrebat de ce nu spui fă asta. Pentru că nu sunt în măsură să spun să facă cineva ceva anume. Spun de ce ar trebui. Pentru că nu o să forțez pe nimeni niciodată să facă ceva. Forțându-l, revin la ceea ce am spus. Nu va face sau va face contrariul. Pentru că așa gândim noi, așa suntem concepuți, asta e latura umană. Să facem ce este interzis. Când îi dăm libertate omului, s-ar putea să, din contră, să fie cât mai strict cu el însuși, din respect pentru tine sau pentru organismul lui. Cornel, apropiem de finalul emisiunii, am o ultimă întrebare. Ce sfat le-ați da ascultătorilor noștri? Un sfat foarte bun, să facă exerciții fizice, în primul rând, să gândească optimist tot timpul, pentru că în orice problemă există minimă oportunitate și cel puțin o soluție, și să mănânce nu sănătos, echilibrat. Ce înseamnă echilibrat? Adică să nu renunțăm la micile plăceri pe care le avem culinare, dar nici să nu exagerăm cu ele. Să avem un echilibru atât în viață cât și... când vine vorba de sport și alimentație sănătoasă. Că până la urmă, asta e. Organismul, prin alimentație și sport, tinde către un echilibru perfect al ființei noastre umane. Și asta e foarte real, pentru că simțim asta atunci când le facem și le corelăm pe amândouă.
Cornel, vă mulțumim că ne-ați fost alături la RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Cornel Moca, un coach sportiv care vă lucrează mușchii pentru a vă deschide mintea. Îl puteți găsi foarte ușor pe internet. Împreună cu Cristian Nicolae, vă aștept vinerea viitoare de la 1:30 la 2. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevul despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.